Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă tribunalul Olt, l-au reținut ieri pe bărbatul de 40 de ani din orașul Balș, administrator al unei societăți comerciale ce are ca obiect principal de activitate materiale reciclabile. În fapt, acesta este bănuit că în calitate de administrator al unei societăți comerciale în perioada 2007-2011 a înregistrat în evidența contabilă a societății achiziții fictive de bunuri de la 16 societăți comerciale tip fantomă din București și Brașov, care fie nu funcționează la sediile sociale, nu au depuse declarațiile fiscale, figurează în bazele de date ca fiind radiate sau inactive, fie nu au declarat tranzacțiile la organele fiscale sau nu sunt plătitoare de TVA, potrivit comunicatului poliției. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de 1 milion de lei, reprezentând TVA și impozit pe venit. Evazionistul a fost prezentat astăzi tribunalului Olt cu propunere de arestare preventivă pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. Instanța a dispus măsura controlului judiciar.